Disciplinară. Am făcut un studiu de prefezabilitate cu mai multe variante de lucru și am deja depus intenția la Compania Națională de Investiții. Am vrea să avem în acest complex, pe lângă module de tribune cu câte 500 de locuri, deci 2000 de locuri ar fi în tribună, 8 tipuri de terenuri, vorbim de terenuri de tenis acoperite, care vor fi undeva aici, în această zonă, terenuri descoperite, încă două, pentru a putea participa la competiții importante care se organizează și la nivel național și chiar internațional, și bineînțeles teren de basket, teren de padel, teren de mini-fotbal. Toate acestea, avem panouri pentru escaladare și tot ce înseamnă spații administrative necesare pentru aceste activități. Vorbim de spații de vestiare, spații pentru alimentație publică, spații pentru toalete și tot ceea ce ar trebui ca să fie complet funcțională și ca să satisfacă orice exigențe. Este o estimare de circa 20 de milioane de lei în această etapă de prefezabilitate și ar veni să extindă această zonă de agrement. Vorbim de complexul Moldova, zona de agrement de picnic cu zona de strand. Vrem să facem prin programul regional și o zonă de aquapark care să întregească întreaga arie și să devină, așa cum aici în Roman se zice, în centrul Moldovei, strandul este foarte renumit, vin din toată Moldova pentru a se relaxa. Credem că va deveni Romanul un pol de atracție, completând și această bază sportivă multidisciplinară. Sigur, acest lucru, așa cum v-am prezentat, ne-am dorit să-l finanțăm prin Compania Națională de Investiții, știind faptul că Romanul mai are și derulează proiecte importante finanțate de Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, avem prin Planul Național Angel Saligny infrastructura de apă, o reabilitare importantă pentru un rezervor de 5.000 de metri cubi, o arteră importantă ocolitoare a Romanului, care este la fel înscrisă și contractul semnat pe Angel Saligny, iar prin Compania Națională de Investiții deja am introdus buldozerul la prima creșă mare, 110 locuri în Roman, prima creșă de după Revoluție care se va construi. Avem ordinul de începere și pentru bază sportivă tip 1, tot model finanțat prin Compania Națională de Investiții. Infrastructura în sănătate o finanțăm prin stația de sterilizare, reabilitare, modernizare și dotare. Este aproape pe finalizare în acest an, tot prin Compania Națională de Investiții, la care pe raza municipiului Roman mai beneficiem de proiecte finanțate din Compania Națională de Investiții, dar pentru alți beneficiari, vorba de Spitalul Arhiepiscopiei, care, din ce am înțeles eu, este cel mai mare proiect finanțat în România din Compania Națională de Investiții. Vom trece pe lângă el când plecăm de aici. Văd că ai omis pista de atletism. Sigur, complexul va... Adică Romanul are tradiție în atletism. Așa este. Va fi completată, rămânând, așa cum se vede, în centru actualul teren, pentru că este un teren foarte bun, un teren natural cu infrastructură foarte bună și acesta va fi păstrat în viitoarea, la finalizarea viitorului obiectiv. Acestea fiind primele planuri pe care noi le-am depus, le avem în vedere, urmând ca în urma procedurilor a proiectului tehnic să se definitiveze forma finală. Sperăm noi să fie pe lângă o zonă foarte frumoasă și o zonă utilă unde să putem să atragem cât mai mulți romașcani și nu numai, ci și din zona Moldovei, Romanul fiind situat chiar în centrul Moldovei, suntem la confluența Moldovei cu Siretul, e o zonă foarte frumoasă și sperăm noi să fie, să reușim să ne înscriem la anul pe lista obiectivelor din Ordinul de Ministru ca și prioritate. Asta e, ne-am dorit, vedeți că sunt circa 45.000 de metri pătrați, e o suprafață generoasă, acestea sunt biutele, fostele biute de la gradenele vechi, care vor fi refăcute integral, e un spațiu generos de care dorim să profităm la maxim. Iar sprijinul dumneavoastră este esențial aici, domnul ministru. Siguranță. Voi face tot ce pot să...
Eu te-ți parcurge toate etapele prelabile. Mă bucur și mulțumesc că sunteți astăzi la Roman să vedeți ceea ce pregătim, ceea ce facem în acest moment și vă mulțumim tare mult pentru interes și că ați acceptat invitația noastră. Le mulțumesc și domnului secretar de stat George Lazăr, domnului senator Țapu, domnului deputat Leoreanu, colegilor mei din Parlament și cei care mă sprijină în toate în demersuri și de la prefectură, domnul subprefect, domnii subprefecți. Le mulțumesc tuturor pentru că sunt astăzi aici. Da, domnul ministru, vis-a-vis de prezentarea făcută domnul primar pentru noi, pentru Roman, că și eu sunt romașcan și domnul deputat romașcan, e o investiție importantă pentru că, așa cum spunea domnul primar, Compania Națională de Investiții acoperă o parte din investițiile care se materializează sau sunt curs de finanțare astăzi în municipiul Roma, pentru care și Casa Sergiu Celibidache, un obiectiv și un monument extrem de importantă pentru noi ca și cultură, pentru neam, sunt doar pentru municipiul roman. Revenind la baza sportivă multifuncțională, e un cadru aici în gândit de primăria municipiului roman, care va aduce pe de o parte nu doar romașcani sau parte de oameni care sunt interesați de a petrece timpul liber, ci e foarte important pentru tot ce înseamnă mediul preșcolar, școlar, tot ce înseamnă tineri, pentru că sănătatea vine prin mișcare, cum bine cunoaștem. Iar asta, o investiție de genul ăsta, de undeva la 20-25 de milioane de lei, asta înseamnă 4-5 milioane de euro, e o investiție, sigur, mare, nu foarte mare pentru bugetul pe care are Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, care cred că anul viitor, prin diligențele pe care le putem depune legale și corecte la Ministerul, la Compania Națională de Investiții, putem să ajungem să semnăm Primăria Roman cu Compania Națională de Investiții un contract, ca într-o fază multianuală de 2-3 ani să putem să ne bucurăm de un astfel de obiectiv la Roman. Ar fi un obiectiv extrem de important pentru municipiul Roman, un municipiu care înseamnă 55.000 de locuitori, plus tot ce înseamnă zona metropolitană a municipiului Roman, aproximativ 200.000 de locuitori, ceea ce impactează la un nivel de aproximativ 45-50% întreg județul Neamț, fiind concentrat aici în bazinul Romanului. Mulțumesc și eu de vizită și mulțumesc pentru că ați făcut timp în agenda să fiți astăzi în Neamț, astăzi la Roman și să bifăm împreună obiectivele importante pentru județul Neamț. Și aici foarte important, domnul ministru, că dacă ne gândim terenul, va fi pentru echipa pe care vrem să o promovăm și, într-adevăr, Romanul să aibă, că tradițional a avut la Minorul Roman o echipă, deci profesionistă, iar toată această bază pentru sportul de masă. Terenul de volei, de handball, de basket, tenis, de câmp, e foarte important, piste pentru pereți, pentru cățărat și așa mai departe, pentru că sportul de masă e foarte important și cel profesionist, dar copiii să aibă, vedeți ce se întâmplă în jur, consumuri de substanțe, interzise, preocupări care duc către o viață mai puțin sănătoasă. Iată, aici este o zonă, un creuzet în care am dorit să susținem sportul și viața și sănătatea tinerilor și nu numai. Vreau să vă mulțumesc și eu. Sunt bucuros să fiu astăzi la invitația colegilor mei, colegilor mei care au făcut performanță în administrația publică, fie că vorbim de actualul primar, fie că vorbim de fostul primar, fie că vorbim de colegul meu care este secretar de stat în Guvernul României și fost prefect și viitorul nostru președinte de Consiliul Județean și de asemenea, dacă vorbim de domnul Țapu Nazare, care și el este o persoană care în decursul timpului și-a dus aportul la bunul mers al administrației publice, pot să vă spun că sunt plăcut surprins de proiectele care sunt în implementare la nivelul județului Neamț și în special de proiectele care sunt în implementare în municipiul Roman. Sunt proiecte extrem de necesare. Ministerul Dezvoltării, prin diverse instrumente pe care le are la dispoziție, poate să se implice în actul administrativ, dar evident primii pași trebuie făcuți de către administrația publică locală, drept dovadă că în prezent există o documentație, există o viziune care urmează să parcurgă etapele prealabile pentru a putea fi implementate. Vorbim de comisiile tehnico-economice prin care vom aproba indicatorii și de asemenea ulterior intrarea pe lista sinteză și începerea procedurilor de achiziție pentru stabilirea unui constructor. Avem de asemenea mai multe oportunități prin programele naționale, vorbim de atât de Anghel Salinică și de Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2, care este pe final. De asemenea, Periseismic sunt programe care
pot veni în sprijinul autorităților locale pentru școli sigure și pentru investițiile în sănătate, dar nu trebuie neglijate programele pe care le avem din fonduri europene. Astăzi, mai mult ca oricând, și vă spun o persoană care vine după 20 de ani de administrație publică, există extrem de multe oportunități de finanțare în care autoritățile locale au șansa de a implementa proiecte pe diverse componente, fie pe programe care sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației, Ministerul Mediului. Sunt foarte multe programe care astăzi sunt la dispoziția autorităților locale. Din poziția noastră de reprezentanți ai Guvernului, va trebui să găsim permanent soluții ca toate aceste proiecte să-și urmeze un parcurs normal, să găsim soluții de cofinanțare a lor, atât pentru partea de neeligibilitate, cât și pentru partea de cofinanțare. Sunt, de asemenea, vor începe să vor deschide axele de finanțare prin ghidurile care le vor lansa și ADR-urile. Sunt extrem de mulți bani și sper ca România să ducă la un progres extrem de important în următorii 4 ani de zile, perioada în care avem de implementat aceste programe, în așa fel încât să creăm condiții din ce în ce mai bune tuturor cetățenilor României. Mulțumesc. Și dacă nu e voie, azi avem onoarea să avem în mijlocul nostru, în județul meu, un prieten, în afară de faptul că este ministrul dezvoltării, Adrian Beștea, a fost, și cartea lui de vizită este impresionantă, a fost 3 mandate primarul orașului Râșnov, pe care l-a preluat, să spunem, de la zero. În cele 3 mandate a reușit, pe lângă infrastructura primară, să construiască vinoparcul cel mai mare din România, pasajul subteran, să restaureze cetatea Râșnovului și să facă liftul pe plană cremalieră. Cu cremalieră. Și a ajuns la peste 3500 de locuri de cazare cu 100% acoperire în domeniul turismului. Ulterior, după cele 3 mandate, a trecut la Consiliul Județean și acolo, pe lângă dezvoltarea comunităților locale, în ultimii 50 de ani a construit de la zero singurul aeroport internațional construit în ultimii 50 de ani în România asta, așa ca să aveți o imagine, și nu întâmplător a fost ales de ceilalți 41 de președinți de Consilii Județene, șeful lor, președintele, înainte să ajungă ministru. Deci într-un mandat și 3 ani, nu? De Consiliu Județean, deci un om care este un exemplu pentru noi, un model și un prieten, și mulțumim că a acceptat să ne facă această vizită și onorantă pentru noi toți. Și eu vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul meu. Sunt om de administrație și am vrut să văd de fiecare dată la firul ierbii problemele cu care se confruntă fiecare comunitate. Sunt probleme specifice în fiecare zonă a României, iar datoria mea este de a crea echilibru și de a găsi soluții de dezvoltare pentru fiecare comunitate din țară. Mulțumim de sprijin și vă invit la un nou obiectiv la... Dacă sunt din partea poliției, dacă sunt întrebări sau... Dacă prevederile ordonanței austerității vor afecta investițiile pe plan local, nu ne referim, bineînțeles, la fondurile din exterior, ci cele din administrațiile locale. Nu cred că vor afecta într-un mod semnificativ autoritățile locale, fiindcă suntem pe final de an. Cred că mare parte a investițiilor au existat pe parcursul acestui an. Ceea ce cred că este foarte important este să conștientizăm că ne-am angajat la anumite obiective în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, program care l-a semnat cu Comisia Europeană, și cred că este foarte important ca toate aceste resurse bugetare de care dispune România să nu fie întrerupte. Este foarte important să ne respectăm cuvântul dat și în același timp să nu blocăm toate aceste proiecte care sunt în derulare. Este o perioadă în care să fac proceduri de achiziție, este o perioadă, vine sezonul rece, nu cred că vor exista foarte multe programe care sunt într-o situație în care, începând cu anul viitor, nu le putem continua. Și pentru că ați vorbit despre reorganizări administrativ-teritoriale, dar care ar putea avea loc după alegerile din 2024,
Am să vă întreb ce părere aveți despre faptul că acum o firmă, de exemplu, poate executa atât lucrări la drumuri și poduri, cât și la un monument istoric, cât și la, nu știu, o bază ca aceasta. Adică nu ar trebui cumva să fie reformat și acest sistem prin care firmele să poată fi fiecare pe segmentul ei de lucrări? Practic, în cadrul fiecărui cai de sarcini există anumite, avem anumite criterii care țin de eligibilitatea pe care trebuie să o aibă aceste firme în situația în care, știu, se lucrează în cadrul monumentelor istorice, clasa A, obligatoriu trebuie să ai anumite atestate care sunt emise de către Ministerul Culturii. Deci fiecare firmă care participă trebuie să aibă o anumită cifră de afaceri și un anumit istoric și de asemenea trebuie să aibă recomandări din partea celor pentru care am executat astfel de lucrări. Am înțeles. Bine. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi. Mulțumim. Face parte din infrastructura de apă și canal a municipiului Roman. A fost stabilit ca prioritate necesitatea unei rezerve de apă sigure pentru municipiul Roman și controlabile. De aceea acest rezervor care îl vedem aici este unul din cele 4-5.000 de metri cub, este cel mai mare. L-am propus la reabilitare, el nici nu funcționa, nu putea funcționa pentru că era complet scos din uz. Iar în acest moment, cu o investiție în urma contractării de 3.200.000 de lei, vom face o reabilitare. Deja partea exterioară este reabilitată, s-au făcut intervențiile la partea de hidroizolație subterană. Urmează în acest moment să lucrează la partea de acoperiș, la ceea ce înseamnă hidro și termoizolații, pentru că așa e prevăzut proiectul conform documentației, iar apoi se va intra în zona interioară, unde e prevăzută o soluție tehnică mai nouă, o membrană sudată termic, care va proteja și va asigura impermeabilitatea rezervorului. Totodată, în această zonă, unde a fost o problemă foarte complicată, o cameră de vane, care va fi și complet modernizată, înlocuită cu sisteme de atât de monitorizare de picometrie, cât și sectorizare, care e foarte importantă pentru rezervele de apă, după care toată această rezervă va fi transferată în zona stației de pompare și va fi introdusă în rețeaua orașului. Iar pregătindu-ne pentru acest lucru, pentru obiectivul acesta de investiție, noi am făcut din bugetul local partea de sectorizare și de bitmetrie care iese din stația de pompe, astfel încât la final să avem o rezervă sigură, o rezervă mereu controlabilă și să știm foarte bine consumul care îl are municipiul Roman și dacă apare vreo problemă. Este deja un ritm bun, zicem noi, al construcției. Perioada rece va face posibilă lucrarea în interior. De aceea am tras tare, să zicem, sau am solicitat ca intervenția exterioară să se termine în această iarnă. Am început în luna august. S-a dat ordinul de începere pentru această lucrare. Sperăm noi anul viitor, augustul viitor, să ne găsească cu rezervorul finalizat și redat în circuitul infrastructurii de apă și canal în municipiul Roman. Aici, domnul ministru, vis-a-vis de investiția pe Programul Național de Investiții Anghel Salini, investiție extrem de importantă pentru Roman, pentru că Romanul, din păcate, chiar dacă se află la confluența celor două râuri, Moldova și Siret, avem stații de captare la Pildești, Semenești, în partea cordonului. O să mergem și acolo să vedem, să punctăm. Romanul se confruntă în ultimii 10 ani cu o criză majoră pe tot ceea ce înseamnă sistemul de alimentare cu apă. Compania județeană APASERV, o companie falimentară controlată de Consiliul Județean, din păcate, în care nu s-au investit absolut nici măcar un euro în ultimii 10 ani în municipiul Roman pentru modernizarea rețelei și a infrastructurii pentru alimentarea cu apă. Tot timpul în municipiul Roman peste 50.000 de oameni, mai ales vara, suferă din cauza lipsei apei. Nu e zi lăsată de la Dumnezeu să nu se taie apa, să nu fie lucrări de intervenții, de modernizări, de reabilitări pe zona de infrastructură. Iar partea de secetă, iarăși, e o problemă cu care ne confruntăm. De asta investiția pe Anghel Salini, și asta e prima investiție majoră pe sistemul de colectare a apei și depozitare a apei,
investiție prioritară pentru municipiul Roma și pentru tot ceea ce înseamnă alimentarea cu apă într-o zonă de siguranță, ca să spun așa. Să ne confruntăm efectiv an de an, săptămână de săptămână, zi de zi cu problema lipsei apei potabile. Sper ca investițiile pe viitor să guvernul României să găsească și alte posibilități de finanțare pentru a reuși să modernizăm, măcar parțial, dacă nu totalitate, infrastructura la ceea ce înseamnă rețeaua de transport și zona de depozitare. Asta le datorăm partenerilor noștri de guvernare, partenerilor cu ghilimele. Da, sunt foarte multe. De 10 ani conduc ei apațierb în totalitate, și AGA și CEAR. Vorbim de programe care sunt destinate autorităților locale. Prin programul Angel Salini, Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice finanțează peste 4600 de proiecte, dar sunt și proiecte pe care operatorii regionali le puteau accesa prin programul operațional Infrastructură Mare. Corect. Evident, pentru acest aspect trebuie pregătite documentațiile din timp, iar în ceea ce privește acest program operațional de infrastructură mare, nu cred că există o competiție atât de mare. Sunt programe în care Comisia Europeană și Uniunea Europeană are tot interesul de a ne pune la dispoziție aceste instrumente de finanțare pentru a gândi concepte integrate pentru astfel de operatori. Corect, aici, dacă îmi permiteți, programul operațional de infrastructură mare 2014-2020 M+3-2023 de către Consiliul Județean Neamț, compania județeană Apaserv, a fost ratat. 311 milioane de euro care erau destinați pe POIM, intervenție pe 42 de localități din județul Neamț, inclusiv județul Neamț, a fost ratat. Consiliul Județean a depus proiectul în 2023, mult după termenul de 31 decembrie 2022. Mai mult de atât, în loc să depună proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe județul Neamț, a depus un proiect pe care scria mare din Antet, județul Caraș-Severin, adică au luat un copy-paste, nici măcar nu au schimbat numele, nu au fost atenți. Proiectul cel mare de 311 milioane de euro a fost ratat. Singura variantă de acum încolo este programul operațional de dezvoltare durabilă pe ODD-ul. În momentul în care va prea ghidul, să vedem atunci ce se poate depune și să vedem ce bani putem accesa pentru infrastructura de apă. Dar, repet, singura investiție astăzi, nu doar pentru municipiul Roma, ci în întreg județul Neamț, sunt investițiile pe care primarii, administrații publice locale, le-au accesat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Și pentru că sunteți aici, domnul ministru și domnul președinte, așa că și la Complexul Moldova aș vrea să vă smulg o promisiune. În momentul în care se face o inventariere a tuturor fondurilor pe județul Neamț, pe ce avem pe Angel Salini, după ce, da, vedem ce rămâne, poate reușim să creăm și o lucrare pe ce înseamnă rețele de reabilitare a apei în municipiul Roman. Pierderea e foarte mare, peste 50%. Nu, e 70% de leu. Da. Astăzi, peste 50%. Cu durata de viață expirată. Da. Dar oricum ne bucurăm, guvernul României, dumneavoastră, că în calitate de ministru ați venit astăzi aici și sunteți martor parte la una din investițiile prioritare pentru municipiul Roma, ceea ce înseamnă zona de reabilitare a bazinului de apă de la zona OMV. Mulțumim pentru mulțumim frumos.